China a confirmat oficial că va acorda Moldovei 150.000 de doze de vaccin anticovid-19 printr-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului Zinaida Greceanei, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din întreaga China, a confirmat decizia Chinei de a acorda țării noastre acest lot în calitate de asistență umanitară. În scrisoarea aceasta se mai arată că partea chineză este dispusă să acorde Moldovei susținerea și ajutor și în continuare în limitele capacităților sale. Decizia Chinei de a oferi Moldovei acest lot de vaccinuri anticovid vine ca urmare a solicitării adresate de speakerul Zinaida Greceanei la începutul lunii martie. În scrisoare nu se precizează însă și ce fel de vaccinuri vor fi livrate țării noastre, odată ce China produce în prezent 5 tipuri diferite de vaccinuri contra SARS-CoV-2, printre care Sinovac, Sinopharm Beijing și Sinopharm Wuhan.